Vreți FIFA Coin Safe și la un preț foarte mic, intrați pe u7buy.com, unde găsiți monede pentru consolă, PC, chiar și FIFA Mobile, iar dacă folosiți codul SUR, beneficiați de 5% discount. Hei, ce zic jupinii, bine ați venit la episodul 3 din procesul etapei serie în care discutăm, facem analiză pe campionatul nostru. Astăzi discutăm despre etapa a doua, etapă în care, băi, s-au întâmplat multe lucruri, multe surprize, dar înainte să începem m-aș bucura dacă ați apăsat pe butonașul de like ca să continue această serie. Pornim de la surpriza etapei care este Universitatea Craiova, FCU, din punctul meu de vedere adevărata echipă, cea a lui Mititelu, care, cum ziceam, este surpriza etapei pentru că am vins-o acasă pe campioana ultimilor 5 ani, Universitatea Craiova, stai să dau drumul la muzică, CFR Cluj 3-1. Deși Dan Petrescu ne zicea că în proporție de 99% dacă el rămâne la echipă, campionatul este câștigat. M-aș bucura să fiți activi în secțiunea de comentarii ca să participăm, nu? Împreună la acest proiect pe care l-am deschis acum 2 episoade. Avem decepția etapei. M-am gândit, bineînțeles, la CFR Cluj. Etapa trecută a fost FCSB, care a făcut egal cu Cluj, dar na, puteam să pun FCSB, totuși Rapidul se știa oarecum că o să câștige Rapidul. De am pus CFR că din punctul meu de vedere nu știu cine se aștepta că ei să piardă. Deci cam asta este pe surpriza etapei și decepția etapei. Iar jucătorul etapei, acest titlu merge la Miculescu de la UTA. Mare atenție pentru că este Dorin de Becali la FCSB după ce echipa s-a calificat în retur după ce a venit Nicolae Dică în turul 3 preliminar de UEFA Conference League. Un lucru de notat și foarte îmbucurător este că toate cele 4 echipe au reușit să se califice și iată că le avem în turul 3. Nu știu dacă putem să intrăm cu toate în play-off. Ar fi un vis să mergem cu toate în grupe, dar să nu fim visători, să fim realiști. Dacă vom avea 2 echipe în grupele Conference League, eu zic că este un lucru foarte bun. Dar mare atenție să și facem puncte acolo, că dacă ne ducem și nu facem nimic, mai bine nu ne ducem. Adică vin niște bani, e bine pentru echipele românești, dar nu e bine pentru coeficient. Haideți să mergem să vedem câte puncte am acumulat pe predicția etapei a doua și după aia mergem la predicția etapei a treia. O să o facem, bineînțeles, pe episod. Bun, în dreapta sus vedeți pronosticul pe care l-am dat pentru etapa a doua. Dacă n-ați văzut primul și al doilea episod, vă spun rapid că dacă nimerim scorul corect, primim 5 puncte. Dacă nimerim prima predicție, cum e 2-ul ăla acolo, 3 puncte, iar dacă ne iese șansa dublă, gen a doua predicție, X-ul, ceea ce nu s-a întâmplat la CSM Ioveni Faru, primim un singur punct. Episodul viitor o să punem punctajul pentru prima etapă, a doua etapă și a treia etapă, ca să venim cu chestii noi și încerc să aduc cât mai multe chestii noi, dar care să nu se repete. Bun, la CSM Ioveni Faru Constanța am zis 3-1 pentru Faru, s-a terminat 2-0. N-am nimerit scorul, dar am zis că o să câștige Faru sau o să facă egal. Deci primesc 3 puncte, să punem aici 3 puncte. După la Voluntar FC Botoșani am zis 2-0, am fost aproape. Bine, și la Faro a fost diferența de 2 goluri. Nu mi-a ieșit scorul corect. În schimb, mi-a ieșit solistul. Încă 3 puncte.
la Sepsi Argeș, am zis 2-0, s-a terminat 4-0. Ok, 3 consecutive până acum, încă 3 puncte. În schimb, băi, eu am mers cu CFR-ul, n-am mizat pe echipa lui Mititelu, am zis 2-1 pentru CFR și 2x dacă nu, nu mai și pentru că au câștigat gazdele, nu iau niciun punct. La Cluj Universitate am zis 1-1, s-a terminat 1-1, domnilor, este prima dată când îmi merg scorul corect, este o premieră, deci primim 5 puncte. Și mai, nu mai primim, uite că n-am pus un X acolo, mai puteam să iau puncte, dar am zis că ori câștigă Clujul, ori câștigă Craiova. Bun, la Rapid, FCSB, am fost aproape și aici, am zis 2-1 pentru Rapid, totuși mi-a ieșit solistul, primim 3 puncte că s-a terminat 2-0. La Chindia, Hermannstadt, am zis 2-1 pentru Hermannstadt, s-a terminat 1-1 și n-am pus niciun X, deci nu iau niciun punct. Iar la UTA Petrol am nimerit scorul, dar a fost invers, gen. A câștigat UTA cu dubla lui Miculescu, care a fost și desemnat de mine, jucătorul etapei. Deci 2-0 pentru Arădeni. Și am pus 2x, deci n-am luat niciun punct. N-am luat niciun punct, nu? Da. Punctajul total este de 17. Băi, am nimerit câteva, am nimerit și un scor corect. Acum... sunt curios episodul viitor să văd câte puncte am acumulat în prima, a doua și a treia etapă. Iar pentru predicția de a treia etapă mergem chiar acum să o dăm, nu? Dar înainte să facem treaba asta, haideți să mergem să... nu știu câte era zoom-ul, cred că 175. Haideți să mergem să vedem cum arată clasamentul după două etape. Faro Constanța și FC Botoșan sunt singurele echipe cu maxim de puncte. După aia vine Sepsi, OSK, Hermannstadt. Nu știu dacă se aștepta cineva ca Hermannstadt să fie aici. Craiova și Rapid poate da, UTA, o victorie și un egal. FCSB, un punct după două etape. Mioveniu, cred că acolo le este locul. În schimb, Petrolul începe foarte rău. Foarte rău, nu se aștepta nimeni să fie nici Petrolul acolo. Universitatea Cluj aici, nu știu ce să zic, pentru că această echipă merita să câștige în ambele meciuri din punctul meu de vedere. Și cu FCSB și cu Universitatea care este deasupra lor. Nici Iusi Balint nu a început foarte bine. În schimb, a calificat echipa după un 3-0 în Conference League Retour. Argeșul nu e rău, CFR-ul trebuia să, din punctul meu de vedere, dacă e cum zice Petrescu, 99% campionatul e câștigat, trebuia să câștige ambele meciuri. Dar ei s-au chinuit și cu Rapidul, care a ratat penalti prin albul minutul 98, să nu uităm. FC-ul nu le-a dat nicio șansă. Voluntari, play-off anul trecut, da, e abia a doua etapă, domnilor. Haideți să mergem să dăm predicția pentru etapa a treia, pentru că este o etapă foarte, și asta e o etapă foarte, foarte interesantă. Nu uitați că în secțiunea de comentarii puteți să, cum ziceam, să participați, să lăsați orice comentariu, fraților, dacă vreți să vedeți chestii noi pe serie, comunicați cu mine acolo, pentru că sunt receptiv în general. Avem FC Argeș, Universitatea Cluj. Băi, Argeșul, ce pot să zic? Nu știu ce se întâmplă la Argeș, dar îmi place mai mult ce se întâmplă la Universitatea Cluj și consider că o să vină victoria pentru șepcile roșii. O să zic un 1-3 aici, un 1-3 și o predicție de 2x. La Faro Constanța, Chindia, băi, Hagi să dea mafia că țintește play-off-ul. Țintește play-off-ul, Gicuță. N-a fost sezonul trecut și cred că anul ăsta poate să fie, deși lupta este strânsă. Cu Chindia arunc o bombă aici, sincer. 5-0, 1x. Voluntariu Arad, Miculescu cu gândul la FCSB. Să vedem dacă o să ajungă la echipa lui Becali. Voluntariu, bă, 2-2. 2-2 o să zic aici și o să merg pe 1-2, gen. Ori câștigă voluntariu, ori UTA, dar o secundă, 2-1 mai degrabă, că zic că mai bine, mai degrabă câștigă UTA, să iau 3 puncte.
CFR Mioven, nu cred că se încurcă CFR-ul. O să merg pe un 3-0, sincer. Și o să zic 1x. Petrolul Sepsi OSK, bă frate, eu mi-am făcut junioratul la Sepsi și pe la Brașov o perioadă scurtă de timp. Merg cu Sepsi, sincer, deși nu cred că o să fie un meci foarte ușor. 3-1 Sepsi. S-a calificat la penalti la Ljubljana. Bine că s-a calificat. 2, să pun 2-1, mă. Mamă, 2x. Eu zic că Sepsi n-are cum să rateze play-off-ul anul ăsta. Universitatea Craiova FC Rapid. Wow. Ăsta e un meci interesant și o să pun, băi, frate, aici o să fie un meci, un fotbal șampanie, cum zicea că vrea Rotaru la Craiova. 3, dar nu se joacă pe Giolești. Hai, lăsăm 3-3 totuși. Predicție. Nu știu, Rapid, Craiova, bă, față. Deși, băi, mă ajut și pe Rapid, pe bune, e greu aici, mă, băi, hai că fac așa. 1-2, lasă X-ul. Lasă, ori câștigă, cred că ori câștigă Rapid. FCSB, FCU, băi, dică ăsta, mă, poate să resuscita, m-a dat șocul ăla la echipă, mă, frate, eu nici nu știu, mi-mi place foarte mult echipa lui Mititelu. Să câștige, mă, echipa lui, nu uitați că l-a adus pe Papadopoulos. Un transfer, wow, dar FCSB-ul, băi, poate și-a revenit. Ăsta e un match greu. E greu de dat o predicție aici, pe bune, frățiorii mei. Totuși o să merg pe... Merg pe o surpriză. 2-1 FCU. Și aici o să zic X2, deși, băi, mă ajunge și cu FCSB. Hai de capul meu, e greu. Hermannstadt Botoșani. Și ăsta va fi meci interesat, dar cred că... Bă, nici nu știu. 1-2. Botoșani câștigă 2x. Așa rămâne predicția mea față eu pentru această etapă. Am mers scor corect doar pe un egal. La Universitatea FCU, în schimb, am dat x-uri, vedeți. Șansa a doua, șansa dublă. Pentru că nu pot să prinzi un punct. La scor corect până acum în două etape am prins unul singur. E greu să nimerești scorul corect. Dar, cum ziceam, sunt curios să văd punctajele sezonul, etapa viitoare, că nu mai țin minte. Știu că sezonul, etapa asta am prins 17 puncte, de fapt pentru etapa trecută. Și pentru prima etapă, cred că 18 sau nu mai știu, dar vedem și pentru etapa a treia, episodul viitor. Băi, frate, eu sper că v-a plăcut, un campionat interesant. Așteptăm și sezonul viitor, nu știu, să mai vină echipe de tradiție. Ținem pumnii celor patru echipe angrenate în Conference League, în competiția europeană, în cea mai modestă. Și da, cum ziceam, susțineți această serie dacă o vreți în fiecare săptămână. Eu am fost, voi ați fost, acesta a fost materialul și până data viitoare, tăm cu pace!